Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală, zodia vărsător, astăzi vom face vărsător pentru săptămâna 5-11 februarie. Și haideți să vedem, dragilor, ce vine către voi în această săptămână și cum să întâmpinați tot ce vine către voi, ce vă transmit aceste cărți, ce energii sunt și cum să le folosiți constructiv în favoarea voastră. Haideți să vedem, vărsător, 5-11 februarie, vărsător. Valetul de monede, asul de spade, începeți să vă spuneți adevărul, doi de cupe, sunteți prima zodie la care a ieșit doi de cupe. Eremitul, 7 de cupe și 8 de băte, la capătul setului de cărți, 3 de băte. Voi visați aici la o iubire, o puteți alege, este despre voi, este o săptămână lejeră, ușoară, aveți aici un eremit. Stați mult, vă gândiți la tot ce sunteți, la tot ce ați făcut, la tot ce ați adunat în jurul vostru și conștientizați că trebuie să hidratați o relație, o pasiune. Dacă vreți un suflet pereche în viața voastră, trebuie să-l chemați, trebuie să faceți ca lucrurile să se întâmple. Aici aveți parte de un nou început. Este posibil să semnați acte, este posibil să se spună un adevăr aici despre voi, poate îți spui ție propriul adevăr, poate începi să fii sincer cu tine și să începi să-ți spui că, să conștientizezi că nu ai făcut suficiente lucruri pentru tine. Poate aici ai făcut pentru toți ceilalți, dar pentru tine mai puțin. Începi să fii sincer cu propria persoană și începi să sădești semințe noi în propria grădină. Vedeți, această doamnă udă aceste plântuțe, iar ele înfloresc. Aici este o deblocare a planului material, este o deblocare a planului sentimental. Aici te întrebi despre tine și faci pace cu tine. Aici visezi la un suflet pereche sau la relația pe care o ai să se însănătoșeze, să se însănătoșească, să se vindece sau să se vindece inima. Poate este rănită, poate a fost rănită și aici doar visezi. Dragilor, trebuie să faceți ca lucrurile să se întâmple. Aici vă răspundeți corect la toate întrebările și faceți pace cu voi, cu sufletul vostru și cu tot ceea ce sunteți voi. Și începeți să vă puneți din nou intenții în univers. Aici aveți un 7 de cupe. Voi alegeți spre ce vă îndreptați. Aveți liber arbitru în această săptămână puternic aspectat. Puteți alege, nu vă ține nimic, nu poate nimeni să vă impună. Sunt lucruri care se accelerează, care vin repede spre voi, sunt energii multe care vin spre voi și vin benefic către voi. Aici este un as de spade, sunt începuturi curate pe care voi le puteți accesa în această săptămână. Trebuie să alegeți cupa corectă. Sunt 7 cupe. Cea câștigătoare trebuie să o identificați și să o alegeți pentru că acea cupă câștigătoare vă va aduce o iubire eternă. Aici aveți un 2 de cupe, sunt doi oameni trecuți de prima tinerețe și sunt împreună. Se iubesc, se acceptă, se respectă, trăiesc o uniune, trăiesc un vis comun. Spre această frumusețe vă îndreptați, pentru că voi visați aici, la această uniune, la această persoană care poate este departe, poate este peste mări și țări, poate doar comunicați telepatic cu această persoană sau doar online. Această persoană vine în viața voastră sau primiți un semn de la ea. Aici se leagă din nou o relație cu o persoană din trecut, o persoană pe care voi o chemați, poate fi și o persoană nouă, dar mai mult văd o persoană din trecut, alături de care vreți să trăiți un vis.
Iar acest vis se va scrie acum, va începe în această săptămână. Poate fi această persoană într-o zodie de pământ. Poate fi Taur, Fecioară sau Capricorn. Aici aveți și zodii de foc. Aveți multe lucruri de făcut, multe lucruri de pus la punct, mulți pași de făcut până ajungeți la această cupă. Dar veți ajunge în această săptămână, puteți alege. Aveți aici foarte mulți cavaleri și un 5 de spade pe care îl lăsați în urmă. Aici lași în urmă tot ce nu mai ai nevoie. Te uiți încă o dată la imaginea ta din această apă și pleci spre visul tău. Aici traversezi podul și mergi către visul tău. După se vede justiția, se face un echilibru în viața voastră. Cum am spus, poate vă chemați aici sufletul pereche, poate vă chemați iubirea, acea iubire unică pe care voi o doriți în viața voastră. Și vine această persoană, vine repede către voi să împlinească un vis. Dacă aveți un proces, va fi încununat de succes procesul. Dacă aveți o justiție, dacă aveți lucruri de corectat, de pus la punct, de echilibrat, se vor echilibra în această săptămână. După se vede judecata. Se scrie un nou destin în această săptămână. Aici vreți o viață nouă, vreți un restart pe care îl veți avea în această săptămână și începeți cu voi și începeți din interiorul vostru, începeți să vă vedeți lumina interioară, sunteți ghidați corect, poate să vină, cum am spus, în viața voastră o persoană în zodie de pământ care să fie între voi o diferență de vârstă, să fie mai mare persoana decât voi sau voi sunteți mai mare decât persoana, pot fi aici și 5-6 ani diferență între voi. Multe arcane majore benefice. Aici este o săptămână de trezire, o săptămână cu energii foarte înalte. Aveți și Marea Preoteasă, aveți și judecata, aveți și justiția, aveți și eremitul. Multă introspecție, multă analiză și adevăr. Adevăr, se însănătoșește sufletul vostru, relația voastră, planul vostru material, pentru că prima carte din această citire este acest valet de monede. Aici se deblochează planul financiar. Odată cu deblocarea acestui plan, se poate debloca și planul sentimental. Toate lucrurile merg spre împlinire, spre bine. Depinde de voi ce semințe veți planta în propria grădină, în propriul suflet. Întrebați-vă sufletul ce își dorește, pentru că vă va răspunde și va trebui să fiți sinceri cu voi. Asul de spade anunță un început plin de adevăr. Voi veți merge cu credință și cu sufletul deschis către o nouă persoană, către o nouă situație, către o nouă șansă. Veți alege corect pentru voi. Poate persoana care vine de departe sau la care vă gândiți, poate este departe. Haideți să vedem și de aici o carte. Doi de cupe, plantați, manifestați și materializați și hidratați această relație, acest vis. Îl hrăniți și faceți ca lucrurile să se întâmple. Aici aveți echilibru emoțional, o stabilitate, o armonie, o pace a sufletului tău care vine acum în viața ta. Aici se văd două păsări. Vine, dragilor, sufletul pereche, de departe, de oriunde ar fi, îl chemați și el vine. Pentru că aici se scrie o nouă poveste de iubire, o nouă poveste romantică. Este o carte foarte frumoasă pe care o aveți în această săptămână. Iar aici este prezența, este prezentul. Conștientizezi cine ești, ce ești și ce vrei. Te conectezi la sinele tău divin suprem, cel mai înalt. Ești atent la ce-ți dorești, la ce-ți dictează sufletul și vezi realitatea ta așa cum este. Și mergi către acest vis, către această cupă plină cu speranță, această cupă curcubeică. O săptămână
frumoasă pentru vărsători, o săptămână de reinventare a voastră și de accesare a unei noi iubiri. Haideți să vedem și de aici o carte. Miracole, tot ce vrei vine la tine, chiar dacă ți se pare imposibil, imposibilul devine posibil. Aici aveți multe curcubeie, miracole stau să se întâmple, stau să vină în viața ta, iubire pură, iubire stabilă, armonie, pace, echilibru emoțional, vine o persoană disponibilă emoțional, echilibrată în viața voastră, pentru că și voi ați făcut pace cu voi și atunci atrageți o persoană la fel ca voi. Vă iubesc, mă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână plină de iubire. Vă pup, pa, pa!